Salutare tuturor! Numele meu este Cami și te voi însoți pe parcursul acestui capitol introductiv din cursul online Lucrătorul de Tineret. În acest curs vei opera cu mult vocabular specific, așadar acest capitol îți va oferi oportunitatea de a te familiariza cu noțiunile cele mai importante. Iată și termenii pe care îi vom utiliza. Tinerii, activitatea de tineret, lucrătorul de tineret, leadershipul de tineret, mentorul, educatorul social, facilitatorul de dezvoltare comunitară, animatorul socioeducativ, asistența socială. Noțiunea de tânăr caracterizează perioada de tranziție dintre perioada copilăriei și maturitate și este în general situată între momentul părăsirii unei forme de învățământ obligatoriu și găsirea primului loc de muncă. Intervalul de vârstă pentru tineret stabilit de către Comisia Europeană este între 13 și 30 de ani. Limitele sunt însă dificil de stabilit, pentru că diferă mult de la o regiune sau țară la alta. În această perioadă, o persoană explorează comunitatea, dar și pe el sau pe ea însăși, pentru a se putea cunoaște mai bine în vederea dezvoltării unor competențe și aptitudini. Activitatea de tineret este definită în rezoluția Consiliului ca fiind un termen vast, acoperind un domeniu larg de aplicare, înglobând activități de natură socială, culturală, educațională sau politică, prin, cu și pentru tineri. Activitatea de tineret face parte din sfera de activități cu caracter educațional din afara școlii, precum și din sfera activităților specifice de petrecerea timpului liber, coordonate de către lucrători de tineret profesioniști sau voluntari și lideri de tineret și se bazează pe procese de învățare non-formală și pe participare voluntară. Pentru a rezuma, activitatea de tineret vizează activități sociale, culturale, educaționale și politice și de dezvoltare personală a tinerilor. Ea este coordonată de voluntari sau profesioniști care folosesc în special metode non-formale pe parcursul acestui proces. Lucrătorul de tineret este poate cel mai bun partener al tinerilor pe tot parcursul tranziției de la copilărie la maturitate. El este persoana care susține și promovează dezvoltarea tinerilor pentru ca aceștia să-și poată atinge potențialul maxim, utilizând metode non-formale și informale. Conform definiției date de Stan Kimmer, un leadership eficient furnizează viziunea și motivația unei echipe, astfel încât membrii acesteia să lucreze împreună pentru același scop. De asemenea, presupune înțelegerea talentelor și temperamentului fiecărui individ și motivarea eficientă a fiecărei persoane pentru ca aceasta să poată contribui individual în cel mai bun mod cu putință la atingerea obiectivului grupului. Mentorul este văzut ca un catalizator între tineri și comunitate. Având scopul de a facilita integrarea tinerilor în comunitatea locală și de a sprijini tinerii din perspectivă personală, mentorul ajută de asemenea la cristalizarea competențelor dobândite după efectuarea unor activități și la înțelegerea a când și cum să folosească instrumentele obținute. Educatorul social este definit ca un agent al schimbării sociale, care coordonează grupurile sociale prin strategii educaționale, care ajută cetățenii să înțeleagă rolul lor în comunitatea locală și să participe activ în mediul lor social, politic, economic și cultural și să se integreze pe deplin în societate. Pentru a înțelege rolurile principale ale facilitatorului de dezvoltare comunitară,
Ar trebui să înțelegem conceptul de dezvoltare comunitară. O vom defini ca fiind un proces pe termen lung prin care membrii comunității se reunesc pentru a întreprinde acțiuni colective și a genera soluții la probleme comune. Luând în considerare această definiție, rolurile principale ale facilitatorului sunt de a contribui la îmbunătățirea calității vieții membrilor din comunitate, de a implica și de a valoriza membrii comunității, de a se comporta ca un mediator în interiorul comunității, dar și între comunitate și alte instituții sau comunități. Animatorul socioeducativ are rolul de a anima grupul de tineri cu scopul de a stimula fiecare individ să participe la activități. El îi încurajează să se distreze și în același timp să-și exprime opiniile și ideile. Făcând apel la definiția globală dată asistenței sociale, vom afirma următoarele. Asistența socială este o profesie bazată pe practică și o disciplină academică care promovează schimbarea și dezvoltarea socială, coeziunea socială și responsabilizarea și eliberarea oamenilor. Principiile de justiție socială, drepturile omului, responsabilitatea colectivă și respectarea diversității sunt esențiale pentru activitatea socială. Susținută de teoriile de asistență socială, științe sociale și umaniste, asistența socială implică oameni și structuri pentru a aborda provocările vieții și pentru a spori bunăstarea.